Da Europei. Zeci de mii de georgieni au mărșăluit prin Tbilisi după refuzul Bruxellesului de a acorda țărilor șansa aderării la Uniunea Europeană. Vinovat este guvernul, cred protestatarii, și au cerut retragerea acestuia. Între protestatari, Mariam. Pentru ea, Europa înseamnă mai mult decât apropierea geografică de Occident. Pentru ea, Europa înseamnă viitor și luptă pentru viitorul ei. I think that Georgia deserves to be a proud member of European Union, but I know that there are a lot of problems today, and that's why I'm also doing my best and just living for these changes. O problemă ar fi țara vecină Rusia, spune Mariam. Femeia ne duce într-o zonă în care problema devine foarte evidentă. Granița cu Republica Separatistă, Oseția de Sud. Conform dreptului internațional, această regiune din Caucaz îi aparține Georgiei. Numai că de trei decenii încoace se află sub controlul guvernului de la Moscova. Cu bani din Rusia și militari ruși staționați în Oseția de Sud, de care oamenii se tem cu atât mai mult după atacul Rusiei asupra Ucrainei. Satul Cudeti se află direct la granița cu Oseția de Sud. Oamenii spun că această graniță se tot mută. Din ce în ce mai multe regiuni din Georgia sunt ocupate de către soldații ruși. În unele ferme, granița trece chiar prin mijlocul grădinii. Ingrisiși conteru șulep sarta. Cem orive biçebi ak. Nu șulebi ar mesak. Damatsal sarte o șulep. Ekhla uke shishis faktoria rusetshi Ukrainashi ro omirua da zalyan didi mashi ro vart. Magise uke mashi. Și conducerea centrală de la Tbilisi se teme de un conflict cu Rusia, așa că preferă să adopte o poziție neutră. Oficial, Georgia a condamnat războiul declanșat de ruși în Ucraina, dar nu s-a aliniat și sancțiunilor impuse de Occident. În schimb, guvernul de la Tbilisi își atacă proprii critici, cum ar fi mișcarea de protest Shame, din care face parte și Mariam. Când Uniunea Europeană i-a refuzat Georgiei statutul de țară candidată la aderare, mișcarea Shame n-a dat vina pe Bruxelles, ci pe guvernul de la Tbilisi, acuzându-l că menajează Rusia și nu face suficient pentru apropierea Georgiei de Uniunea Europeană. Executivul respinge răspicat acuzațiile. Sazgadoba amit unda da interesdes, ratom gats Molodini, rom autsilebat or kveqanas mienicheba da kandidati statusi da sakartvelos ara, es saidan gats sinas aritsodnen, amas unda moqoloda shemdeg aktsiebi areuloba da bolo tsertili. Their propaganda machine is also working very well, and if you look further, everyone can notice that it is so similar to Russian propaganda. După războiul provocat în Ucraina, mulți nu exclud varianta unui atac asupra Georgiei într-o bună zi. Și Georgia a fost partea Uniunii Sovietice, pe care Putin ar vrea să o refacă, se tem ei. The only country that's been hindering Georgia's development, destroying Georgia's culture, destroying Georgian tradition, Georgian religion, the only country is Russia. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană ar fi trebuit să-i transmită un semnal Moscovei, acordând Georgiei statutul de candidat la aderare, cred membrii mișcării Shame. Refuzul Bruxellesului i-a dezamăgit profund. It was one of the saddest days of my life. I remember, because I realized that I'm still an optimist inside and probably at one, like, tiny part of me still hoped for something like amazing to happen. I don't know. Deocamdată, minuna nu s-a produs, însă mișcarea vrea să lupte în continuare, până când Georgia va deveni stat membru al Uniunii Europene.